Bună, dragilor! Astăzi vom descoperi împreună numărul și cifra 3. Spunem număr atunci când numărăm, iar când scriem, le spunem cifre. Ce avem aici, dragilor? Avem o mulțime, mulțimea vulpilor. Câte elemente are? O vulpe. Mulțimea vulpilor este formată dintr-un element și îi corespunde cifra 1. Aici ce mulțime avem? Este mulțimea pisicilor. Din câte elemente este formată? Haideți să numărăm. O pisică, două pisici. Mulțimea pisicilor este formată din două elemente, iar cifra care îi corespunde este 2. Ce mulțime avem aici? Este mulțimea iepurilor. Haideți să-i numărăm. Un iepure, doi iepuri. Mulțimea iepurilor este formată din două elemente. Dacă mai adăugăm un iepure, vom avea o mulțime formată din trei elemente. Observăm că adăugând la mulțimea cu două elemente încă un element, se formează o mulțime cu trei elemente, căreia îi corespunde cifra 3. Aceasta este cifra 3. Ia gândiți-vă, copii! Împăratul are 3 fii. Purcelușii cei cu minți sunt 3 și ei la părinți. În poveste, ca să vezi, capra are tot 3 iezi. Să mergem mai departe. Ce avem aici? Avem mulțimea urșilor. Din câte elemente este formată? Să numărăm. 1 urs, 2 urși. Mulțimea urșilor este formată din două elemente, căreia îi corespunde cifra 2. Aici avem mulțimea peștilor. Haideți să-i numărăm. 1 pește, 2 pești, 3 pești. Mulțimea este formată din 3 elemente, așa că îi corespunde cifra 3. Haideți să hrănim urșii. Îi vom da fiecărui urs câte un pește. Ce observăm? Observăm că mulțimea peștilor este mai mare cu un element față de mulțimea urșilor. Ce avem aici? Mai multe elemente. Haideți să formăm mulțimi cu elemente de același fel. Cifra ne arată să formăm mulțimi cu câte 3 elemente. Haideți să numărăm. 1 urs, 2 urși, 3 urși. Avem mulțimea urșilor, formată din 3 elemente, căreia îi corespunde cifra 3. Haideți să numărăm pisicile. O pisică, 2 pisici. Mulțimea pisicilor este formată din 2 elemente. Îi corespunde cifra 3? Nu, așa este. Haideți să numărăm iepurii. Un iepure, doi iepuri. Mulțimea iepurilor este formată din două elemente. Corespunde cifrei 3? Nu, așa este. Haideți să numărăm mulțimea cățeilor. Un cățel, doi căței, trei căței. Mulțimea cățeilor are 3 elemente. Cifra care îi corespunde este 3. Am format două mulțimi a câte 3 elemente, mulțimea urșilor și mulțimea cățeilor. Să exersăm! Așezați în pătrate tot atâtea animale cât arată cifrele. Un măgar, două căprioare, 3 nevăstuici. Prima mulțime este formată dintr-un element, un măgar. A doua mulțime este formată din două elemente, două căprioare, o căprioară, două căprioare. Cifra care îi corespunde este 2. 3 nevăstuici, o nevăstuică, două nevăstuici, 3 nevăstuici. Mulțimea nevăstuicilor este compusă din 3 elemente. Cifra care îi corespunde este 3. 3 sunt eu și toți mă leagă de capra și iezelui creangă. Am găsit pe jos oza de la zgarda lui Grivei.
așa ruptă cum e ea, seamănă cu cifra 3. Și acum la despărțire, cifra 3 vă mulțumește și tot ea vă și poftește. Să o scrieți, exersați și pe ea să nu uitați. La revedere, dragi copii!